Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața. Neața. Dacă ne auzi. Da. Bună dimineața. Așa. Am ezitat un pic, am avut o întârziere nepermisă. Și o să povestesc cu oamenilor care ascultă Europa FM de ce. Sunt încă pe jumătate șocat de ceea ce colega mea de Constanța de la Libertatea a descoperit. Șefa ICR, Institutul Cultural Român, Londra, stă într-un apartament care costă statul român în fiecare lună 6500 de lire. Un apartament de 120 de metri pătrați în Londra, în mijlocul Londrei, într-un dintre epicentrele capitalei Marii Britanii, deși din 2006 și până când ea a ajuns în acest an șefa ICR, toți șefii ICR de dinainte au stat într-un apartament foarte frumos, foarte mare și acesta, care este la etajul 1 al Institutului Cultural Român. ICR Londra, care este atașatul cultural, ca să zic așa, al statului român la Londra, instituția care se ocupă de reprezentarea culturii și promovarea culturii române în Marea Britanie, stă prin bunăvoința coroanei, domeniului coroanei Marii Britanii, într-o superbă vilă unde își desfășoară activitatea atât institutul, pe vremuri a fost ambasada, a fost reședința ambasadorului, deci acolo își desfășoară activitatea atât institutul, și în afară de asta există acest apartament foarte mare pe un etaj, unde au stat toți șefii ICR, era și foarte comod, e extrem de bine plasat, vila este absolut superbă și era și foarte comod pentru oricine lucra acolo, era ergonomic, ca să folosesc un termen la modă, ca să aibă biroul foarte aproape de, practic, cobora scările ca să ajungă la locul de muncă. Bun. Când Catinca Maria Nistor... Dar numai o secundă, când spui... Aș vrea să fac niște precizări, că am văzut și eu articolul vostru. Londra este un oraș teribil de scump, în care, evident, sunt zone mai bune, zone mai puțin bune. Zona asta în care e apartamentul gratuit de care ar fi putut să beneficieze este în Belgrave Square, este una dintre zonele foarte bune. Acolo a fost inclusiv ambasada României, adică reședința ambasadorului. Este un loc foarte, foarte frumos. Doamna a preferat să se mute lângă magazinul Harrods. Scuză-mă. Da, într-un apartament care încă o dată costă 6500 de lire. Bun, Londra, așa cum ai spus tu, Vlad, nu este unul dintre cele mai scumpe orașe rezidențiale și pe piața de chirii din lume, practic, nu doar din Europa. Dar chiar și acolo, ca să plătești 6500 de lire, colega mea a văzut exact ce se întâmplă pe site-urile imobiliare din Londra, trebuie să iei un apartament de câteva dormitoare, 3-4 dormitoare, într-o zonă excepțională. Apartamentul care a fost închiriat pe banii Ministerului de Externe, aș fi spus, dar sunt banii contribuabililor români, de fapt, că Ministerul de Externe nu tipărește bani, nici ICR nu tipărește bani, nici Guvernul României nu tipărește bani, nu are capacitatea de a produce banii. Deci apartamentul ăsta este el însuși, are o suprafață mult mai mică, pe care o plăti 6500, decât dau site-urile imobiliare din Londra, care trebuie să coste un apartament de acest gen. Acum, bun, dincolo de toate discuțiile, există totuși o discuție de măsură. Legal, ilegal, nu știu. E treaba, dacă are cineva să se zeze, să o facă. Da? Dacă nu, foarte bine. Ideea este totuși, câți dintre compatrioții noștri, că avem peste 4 milioane de români care muncesc în străinătate în momentul ăsta, studiază, muncesc, trăiesc în străinătate. Câți dintre oamenii ăștia își permit, muncind pe banii lor, și mulți dintre ei sunt practic la a doua generație, nu vorbim acum doar de oameni care au plecat în ultimii 2-3 ani, n-au avut timp să-și facă un rost. Câți dintre ei își permit să plătească o chirie oriunde în lumea asta, de 6500 de lire, plus utilitățile? Câți dintre oamenii ăștia care chiar muncesc din greu în... Nu, dar întrebarea cred că poate fi adresată și altfel. Ok, deci statul român oferă cazare gratuită pentru directorul ICR. Asta este ce putem noi să vă oferim într-un palat din Belgrave Square. Exact. Într-un palat. Dacă nu vă place locul ăsta, poate că aveți motive să nu vă placă. Sunteți liberi să închiriați pe banii voștri. Adică problema nu e că doamna dorește să stea în altă parte. E dreptul dânsei. Dar din moment ce opțiunea este aveți gratis, Cum e? E gratis sau vă plătim orice altceva? Nu, e gratis sau îți plătești ce vrei. Nu așa e logic? Bă, nu-ți place aici. Ok, du-te unde vrei, dar pe banii tăi. De ce nu te duci pe banii tăi? De ce pe banii contribuabililor? Ce a răspuns Ministerul de Externe? L-ați întrebat? Ministerul de Externe, da, sigur, am vorbit cu Ministerul de Externe, a spus că acel apartament în care toată lumea a stat până acum acolo n-a fost considerat unul rezidențial de către actualul șef al ICR și, prin urmare, au fost obligați să ia acest nou apartament, să-l închirieze, nu să-l ia. Mergând pe paralela ta, Vlad, da? Discuția este așa. Actuala șefă a ICR Londra a dat un interviu pe când era mult mai tânără, astăzi are peste 35 de ani și și-a împlinit visul, în care spunea că visul dânsei este ca să ajungă la Londra. N-are nicio experiență, stați un pic, n-are niciun fel de experiență în zona asta de management cultural, la acest nivel vorbim, da? A fost directoarea teatrului Bulandra pentru o scurtă perioadă de timp, până când toată lumea s-a revoltat. Și în fața Parlamentului României, comisiilor, în momentul în care a fost propusă ca șefă a ICR, n-a fost în stare să spună, relatările sunt clare, în care este vreunul dintre obiectivele pe care și le-a propus pentru mandatul de acolo. A spus, am niște idei, dar nu vreau să vorbesc. Bun, e și asta... Dar mergând exact pe paralela ta și aș încheia aici, că m-am lungit și nu vreau să cresc tensiunea arterială a oamenilor atât de tare cu acest subiect absolut scandalos. Mergând pe paralela ta... Totuși ce rău e statul român, ce pedeapsă îngrozitoare a oferit cuiva care nu are nicio experiență culturală la acest nivel, să-l ducă la Londra, în mijlocul Londrei, într-un palat istoric, să ofere un job absolut miraculos, să promovezi cultura română într-una din marile capitale culturale ale lumii și ale istoriei culturii universale, să-i dai un apartament gratis și să refuze respectiv apartament, punându-te pe tine, contribuabil român, să iei unul de 6.500 de lei. Da. Și ce caracter meschin, îmi pare rău că trebuie să o spun, dar câtă meschinărie este în această atitudine. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.